Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Ora de Sănătate, pentru că a început școala, pentru că este toamnă și cu siguranță vom vorbi despre răceală, despre gripă, despre bolile care se răspândesc în comunitate. Mi-am propus să discutăm despre răceală și gripă, care este diferența dintre cele două. Evident, nu omitem nici COVID-ul și mi-aș dori ca, odată făcută această distinție, să știm cum le abordăm. Asta nu înseamnă automedicație, pe care evident că nu o recomand. Invitata mea este doamna doctor Oana Damian. Mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației. Și eu mulțumesc pentru invitație. Haideți să dezbatem acest subiect, pentru că sunt sigură că vor urma această perioadă cu gripă, cu răceală, cu posibil și acest COVID, ce-o fi el, și vom discuta, evident, și n-avem cum să evităm asta, pentru că în fiecare an se întâmplă ca aceste răceli sau această gripă să se propage în colectivitate, iar dumneavoastră știți mult mai bine cât de des vă loviți de acest lucru în perioada asta de toamnă. Înțeleg că e o provocare să faci distinția între gripă, răceală și mai nou COVID. Chiar și pentru noi, pentru sigur că da. Sigur că da, este o provocare. În primul rând că din punct de vedere al simptomelor, să zicem că există mici diferențe, dar sunt mici, nu foarte mari. Dacă vorbim de COVID, acum ne-am obișnuit că simptomele COVID-ului pot fi de la manifestări respiratorii mai puțin severe până la cele foarte severe, inclusiv manifestări digestive, deci COVID-ul a avut o multitudine de manifestări și este foarte greu să pui un diagnostic numai pe clinic, adică fără acel test pe care trebuie să-l facem, tocmai datorită faptului că diagnosticul diferențial e foarte greu cu multe alte afecțiuni. Adică cu COVID-ul trebuie să ne gândim și la, e COVID sau e enterocolită, că se poate manifesta de multe ori și ca o enterocolită. Dacă vorbim de gripă, gripa are niște zice să le comparăm un pic. Bun, deci COVID-ul, de exemplu, gripă, răceală, COVID. Ajungem și la COVID. Deci dacă vorbim de gripă, vorbim de o apariție bruscă a simptomelor. Deci debutul gripei este brusc, da? Deci asta ar trebui de să ținem minte. De obicei cu stare generală alterată de la început, cu dureri musculare, cu febră, cu manifestări de tip rinoree, scurge nasul, tușești, tuse, care poate fi uscată sau mai departe și ulterior se poate transforma în productivă. Caracteristica tusei de obicei, și asta a fost și la COVID și la gripă, este tusea iritativă. O tuse care apare foarte des și noaptea și nu te lasă să dormi. O tuse pe care o tratezi mult mai greu decât tratezi o tuse la o răceală. Eu continui să vorbesc de termenul de răceală, că așa am pornit cu discuția, dar de fapt este tot o viroză. Răceala există o multitudine de virusuri în lumea asta. I-am așa zis cum răceală pentru că așa este mai cunoscut, dar este bine că ați precizat. Este tot un virus. Este diagnosticul cu simptomatologie mai diminuată și mai ușor de gestionat, să zicem, decât celelalte, decât gripa și decât COVID-ul. Ați spus de febră. Există o diferență între gripă ca și temperatură, da? Între gripă, răceală și COVID, sau ne învârtim tot la 37 cu 8? Nu. COVID-ul în general a mers și cu febră mare, dar nu în prima perioadă. În general, prima perioadă a COVID-ului a fost caracterizată de subfebrilitate, deci undeva sub 38. Gripa, când debutează brusc cu febră înaltă, care poate să depășească 38-39, poate să ajungă, iar răceala este undeva intermediar, adică poate să apară un 38 în prima zi, dar febra la o viroză obișnuită dispare în una, două, maxim 3 zile. La o gripă sau la COVID poate să persiste pe perioadă mai îndelungată. Acum, cum să zic, nu, trebuie să ne gândim și la
cui ne adresăm, pentru că altfel reacționează un copil, altfel reacționează un adult tânăr, sănătos, să zicem, aparent sănătos, și altfel reacționează o persoană în vârstă peste 65 de ani. Copiii, în general, reacționează cu febră înaltă și asta este un răspuns imunitar firesc la orice agresiune de tip viral. Dar este și ceea ce sperie cel mai mult părintele. Exact. Deci aici deși n-ar trebui să sperie. Deși n-ar trebui să sperie și lăsând la o parte un puseu febril, persistența febrei 4-5 zile deja sperie părinții și ajung foarte panicați ori la camera de gardă a spitalelor, ori la medicul de familie, pentru că copilul face febră și îi trebuie neapărat antibiotic. Și atunci intervin discuțiile. O să vorbim mai târziu despre tratament. Da, pentru că vroiam să întreb și dacă este... Da, întreb acum ca să nu uităm. Așa. Au acești obicei, multe dintre mămici, să împacheteze piciorușele cu oțet sau să-i dea cu un pic de oțet sau mai știu și eu cu ce să mai dă, ca asta să-i este scadă pentru febra. Scăderea febrei. Asta nu este ok? E în regulă? Nu este nicio problemă. Deci, de obicei, cu un prosop umed sau așa, sunt niște metode prin care să scazi febra. Dar aici vorbim de febră foarte înaltă. Deci vorbim de 40 peste 40 de grade și o privim ca pe o urgență. În general, febra se tratează cu antitermice obișnuite, pe care le știm cu toții, fie că e un antiinflamator nesteroidian de tipul ibuprofenului, nu Rofen, da, ce așa, fie că vorbim de paracetamol. Sigur că în cazurile în care febra nu cedează, dar asta numai la sfatul unui medic, se poate administra și algocalmin, dar pentru febre foarte înaltă și care nu ajunge cedează. Ajunge ulterior la tratament. Da. Vreau să precizez acest lucru, dacă da, e greșit, există sau nu. Această metodă, uneori și în spitale recurg la a încerca să scadă febra. Nu este bine să stai cu febră timp îndelungat și cu temperaturi mari, peste 40 de grade, știți că la copii există și riscul convulsiilor, da, și atunci sigur că ea trebuie tratată imediat. Dar asta nu înseamnă că dacă reapar pusee febrile, seara de obicei apar în cazul virozelor, trebuie să iei antibiotic. Deci febra nu e echivalentă cu infecția bacteriană și nu e echivalentă cu tratament antibiotic. Lucru care e foarte greu de explicat. Faceți această precizare pentru că în cabinetul dumneavoastră există persoane care obișnuiesc ca la o stare febrilă exact să ia antibiotic. Deci, dacă vorbim de persoane adulte și de persoane adulte peste și dacă vorbim de cei cu comorbidități, marea majoritate când ajung deja la cabinet, toți mai au rezervă de un antibiotic, că i-a mai dat farmacista. Fac febră de 3 zile, am început să iau antibiotic și nu mi-a trecut. Și dacă vorbim de copii și de aparținătorii lor, de obicei purtăm aceeași discuție. Și dacă le spui că nu e bine că au luat antibiotic sau că nu trebuie luat antibiotic, atunci intervin discuții. Păi de ce? Pentru că a făcut febră și pentru că febra trebuie tratată cu antibiotic. Deci nu există. Febra este un simptom, este un răspuns al organismului la o agresiune, la o infecție. Infecția poate fi virală sau bacteriană. Infecțiile virale nu se tratează cu antibiotic. Și de ce spun asta? Lăsând la o parte faptul că este o supramedicație, deci că noi mergem pentru, facem ceva ce nu ar trebui să facem și tratamentul ar trebui să fie simptomatic, în timp și toată lumea spune, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, tocmai datorită acestui consum excesiv de antibiotice, s-a dezvoltat o rezistență la antibiotice care înseamnă ceva foarte grav, pentru că în cazul în care intervine o infecție bacteriană necunoscută sau o infecție bacteriană rezistentă la multe tratamente, nu o să mai avem soluții terapeutice. Pentru că toată lumea este foarte rezistentă la... Se vede și din, dacă vreți, e simplu, se vede când faci un test pe o infecție urinară, pe urocultură. O să vedeți că vin urocultori cu... Uite așa o listă lungă, antibiotic, rezistent. Deci organismul dezvoltă rezistență și nu mai răspunde la atunci când e trebuie la tratamentul cu antibiotic. Deci sunt două lucruri destul de îngrijorătoare. Și mai îngrijorător este că cei cu care stăm de vorbă o iau ca pe o rea voință.
nu vrea să-mi dea antibiotic sau nu vrea să-mi trateze copilul sau nu vrea să-mi dea antibiotic că nu știu, că facem economie. Nu facem economie. Facem, pur și dacă simplu, vreți, nu se administrează. Și simplu facem antibiotic la febră. Încercăm să mai diminuăm din efectele adverse ale acestei chestii. Deci sunt tulpini multirezistente la antibiotic și nu mai avem cu ce să le tratăm, mai ales în spitale. Să ne întoarcem la simptome. Oboseală este specifică? Oboseala este specifică și COVID-ului și gripei. Mai puțin virozelor obișnuite. Oboseala este specifică COVID-ului și chiar este un semn, dacă persistă, este un semn de agravare a infecției. Și atunci trebuie o evaluare la spital, pentru că se poate să se dezvolte pneumopatia COVID. Dureri pe piept. Sau gândi, există dureri retrosternale, există și la gripă și la gripă, mai puțin la virozele obișnuite, la gripă și la COVID. La COVID au fost și dureri nu numai retrosternale, au fost atipice, au fost și dureri lombare de tip colică renală, s-a confundat COVID-ul cu colică renală. De asta spun că COVID-ul, dacă ar trebui să vorbim cu de el separat, deci a avut o simptomatologie. După părerea mea, cum să vă zic, în funcție de punctele slabe ale fiecăruia, cam acolo a atins COVID-ul. Deci acolo a mers datorită principiului de ARN mesager, acolo unde au fost puncte slabe, cam acolo au fost deci manifestările acolo principale. Probleme pe exact, acolo s-a deci dus. Cam așa. Asta nu înseamnă că simptomatologia este comună. Simptomatologia a fost în principiu comună 80-90, dar au existat excepții și, mă rog, sigur că principalul mecanism de acțiune a fost ceea ce se numește, au fost trombozele și afectarea vasculară și de aceea au fost acele complicații și decese și așa mai departe și intubări și pneumonia și COVID, tot pe acest principiu a fost. Dar la COVID e greu să spui, deci noi am avut surprize peste surprize, pacienți la care nu ne așteptam să aibă niciun caz COVID, au fost diagnosticați cu COVID tocmai datorită simptomatologiei. Dar de ce spuneți că nu vă așteptați, că erau sănătoși sau că se vaccinaseră? Nu, datorită manifestărilor clinice. Datorită manifestărilor clinice, adică ne-au așteptat păcălit. Să fie altceva. Exact, altceva. Doar COVID nu. Exact, altceva, numai că ne-am obișnuit în perioada asta, indiferent cu ce simptomatologie ne vine, hai să facem și un test COVID, ca să fim siguri. Și atunci putem să excludem COVID-ul, dar altfel am fost destul de derutați în perioada asta. Alte manifestări, dacă vorbim de durată, și COVID-ul și gripa au o durată un pic mai mare, adică depășim deja o săptămână, nu ne recuperăm imediat. Chiar dacă simptomatologia acută nu mai este, mai persistă oboseala, dureri musculare, stare de fatigabilitate, cum spunem noi, deci lipsa de putere, așa. Da, da, da. O viroză obișnuită în 2, 3, 4 zile, maxim 5, dispar și se remit complet simptomele. Strănut, nas înfundat, chestiile astea apar la toate virozele, că e COVID, că e gripă, da. Că este... Deci, cam astea sunt diferențele. Și la COVID simptomatologia poate apărea brusc, ca și la gripă. Mai puțin, v-am spus, la virozele obișnuite. E graduală și e mult mai ușoară ca de suport. Durerea aceea de mușchi. Durerea musculară, da. Doare, se întâmplă, pardon, la gripă și la COVID. Și la COVID. Și la COVID, da. Mai puțin la răceală. Deci mai în momentul puțin sau în care aproape apar dureri... deloc, foarte ușoare. Sunt de scurtă durată, poate să apară pentru o jumătate de zi. De obicei, durerile musculare și starea de fatigabilitate poate fi asociată cu temperatura crescută, deci cu febra. Având în vedere că o viroză obișnuită are o perioadă de febrilă foarte scurtă, de-aia persistă și durerile musculare și în COVID și în gripă, pentru că febra persistă mai mult și, sigur, și alte mecanisme de acțiune, dar la virozele obișnuite durerile musculare nu prea apar. Nu spun că dacă ți-a apărut așa într-o zi, într-o seară, o durere musculară, ai gripă sau COVID. Sigur că trebuie văzut cum evoluează, dar ceea ce pot eu să spun este că ceva putem preveni.
COVID-ul prin vaccinare, cel puțin încercăm, și gripa de asemenea prin vaccinare. Adică faptul că avem vaccinul antigripal... Se mai face? Anul trecut parcă nu s-a făcut. Ba da, s-a făcut și anul trecut. Sau într-un târziu, nu așa cum era. Da, s-a făcut târziu. Bine, cum să spun, aici nu este o limitare, dacă vreți. Indiferent când primim noi ca medici de familie vaccinul, oricine care dorește să și-l facă mai devreme, dacă dorește să și-l facă, și-l poate achiziționa. Iar vaccinul antigripal este recomandat, lăsând la o parte persoanelor în vârstă și cu comorbidități și copiilor peste 3 ani, chiar și între 6 luni și 3 ani, dar se face o doză mai mică. Există și vaccin antigripal sub formă de puf nazal. Deci, poți să previi gripa, chiar o previi, deci nu mai faci gripă, pentru că de obicei vaccinul antigripal e făcut cu tulpinile care apar în anul respectiv. Și atunci, cel mai bine, femeile gravide trebuie să facă vaccinul antigripal. Deci, practic, nu există contraindicații pentru vaccinul antigripal. E bine să-l facem. Doar că, repet, anul trecut a venit mai târziu și mi-aduc aminte că au fost discuții de genul, dacă mi-am făcut vaccinul ăsta, cum se cheamă, m-am vaccinat de COVID. Nu, singurele discuții, de ce să mai fac singurele și, discuții care puteau să fie anul trecut, erau și anul trecut și acum 2 ani, erau datorită măsurilor pe care eram forțat să le luăm și nu, pe care acum nu le mai luăm. Pacientul spunea așa. Sau da, a fost pacient, nu, care da, apropo de epidemie. Deci, anul trecut și acum 2 ani, poate nu ne-am așteptat la o epidemie foarte importantă de gripă din cauza faptului că am purtat mască în colectivități, că a fost chestia cu spălatul pe mâini, oricum trebuie să existe tot timpul, dar purtatul măștii în colectivități, știți că a fost o perioadă în care și copiii au purtat și atunci era mai greu să se răspândească, erau cazuri izolate de gripă. Dar acum, pentru că nu știm pentru cât timp s-a stins un pic epidemia și pentru că nu mai există aceste măsuri, pentru că au fost discuții, doamna Damian, și pe ce aduce rău, să spunem așa, purtarea măștii. Adică faptul că erau copii care nu puteau să suporte masca, faptul că nu respirau corespunzător, bun, generau alte stări. Eu nu am spus că ar trebui purtată masca tot timpul în colectivități. V-am spus de ce nu a fost o epidemie mai serioasă de gripă. Cumva. Din cauza că... Bine, și copiii au stat acasă, să nu uităm asta. S-a stat acasă, bineînțeles. La măsurile de protecție, nu, poate nu purtatul măștii, dar la măsurile de protecție și de prevenție a răspândirii infecțiilor virale, oricare ar fi ele, nu trebuie renunțat. Adică o igienă corectă a mâinilor, a încerca atât timp cât ești în colectivitate sau undeva într-un loc unde nu ai posibilitatea să folosești repede un spirit sau ceva, evitarea contactului cu fața. De asemenea, părinții ar trebui să fie conștienți că atunci când copilul lor are niște manifestări de tipul ăsta, să-l oprească totuși, să-l țină acasă, să meargă la medicul de familie, pentru că dacă îl duce acolo și el strănută la și tușește sau la școală, orice grădiniță sau școală, exact, nu contează, orice colectivitate, sigur că se va răspândi mult mai ușor. Deci astea sunt măsuri pe care trebuie să le respectăm în continuare, dar repet, vaccinul antigripal ar trebui făcut, este o protecție imunologică suplimentară. Fac pentru copii? Chiar și pentru copii, da. Nu, zic, părinții vin să facă pentru copii acest vaccin antigripal? Au mai venit, dar în general, deci noi primim pentru vaccinul antigripal pentru copii, cerem când cere necesarul, pentru copiii care au niște comorbidități și un risc mai crescut de a face cu imunitate scăzută, cu astm sau ce, în rest... Au mai făcut, dar nu, și în general fac copiilor, dacă vreți, mai fac copii liceenilor, copiilor mai mari. Au făcut și copiii mici, dar nu e o proporție foarte mare pentru copii. În schimb, persoanele adulte trecute de 65 de ani, da, fac. Fac în fiecare an și ne sună și pe noi și ne întreabă când ajung, că aș vrea, mă duc la medicul de familie, nu avem încă. Știți, sezonul începe, deci riscul de manifestare și gripa sezonieră e undeva perioada sfârșitului septembrie și până undeva în ianuarie-februarie anul viitor. Sigur că ei sunt disperați să-l facă în octombrie ca să, pentru că are și el un timp de acțiune, 2 săptămâni până intră în acțiune și după aia, dacă mai vine un lot, că și anul ăsta ne-a venit un lot, nu mai știu, în decembrie,
mai vrea lumea să-și facă în decembrie. Ori și-au făcut, ori se gândesc la ce mai fac și în decembrie. Deci de asta ar trebui să fim aprovizionați cu vaccinul ăsta cât mai repede posibil, ca să fie și eficient. Deci, noi cerem... Se întreb acum dacă... N-a venit încă, ne-au cerut necesarul, nu știu, poate începutul octombrie. Dacă e începutul octombrie, foarte bine. Da, să fie începutul octombrie. Deci nu știu dacă vine în septembrie. Noi oricum suntem anunțați să ridicăm vaccinul cu o zi sau două înainte. N-am cum să vă spun mai mult. Deci în momentul în care suntem anunțați că putem să ridicăm vaccinul, noi deja am demarat de fapt acțiunea telefonul, pentru că avem liste de anul trecut și îi sunăm să vină să-și facă vaccinul. Că așa îi putem ruga să ne sune pe noi dacă a venit vaccinul, dar anul trecut, de exemplu, unde eu așa mi-amintesc că a venit mai târziu. S-a întâmplat să rămâneți cu vaccinuri nefăcute? Adică au fost reticenți? La mine nu s-a întâmplat. Au fost colegi care au rămas cu vaccinuri nefăcute și din păcate, de anul ăsta, dozele pe care nu le folosim și care evident se trebuie date la expirate pentru sezonul viitor, ni se impută. Lucru care ne-a făcut și pe noi mai reticenți. Categorii de vârstă? Adică, bun, nu să primiți pentru ce? Pentru... Primim peste 65 și primim peste și cei sub 65 cu boli cronice, primim pentru gravide și pentru copii, v-am spus, cu comorbidități. Adică decât să le arunc. Deci am avut un an în care ne-au rugat ei, au venit într-adevăr așa loturi, ianuarie, februarie, nici nu mai știu, și ne-au rugat ei să facem la orice categorie de vârstă. Anul trecut le-am făcut pe toate, dar le-am făcut destul de greu, pentru că dacă au venit în decembrie, cred că cu vreo 5 zile înainte de Crăciun, cam așa. Da, nu ne-a fost ușor, am mai făcut și în ianuarie și... Dar de ce se întârzie? Când știi că în septembrie încep problemele? Problema e așa, că vă spun sincer, de că noi de frica faptului că le plătim, dar dacă nu le facem... Dar de ce să le plătiți? O altă întrebare. Așa este ordinul și nu e vorba numai de vaccinurile de antigripale și COVID-ul. La început au spus că acceptă o pierdere de 25%, știți că alea vin în flacoane, adică cu multidoză. Le impută medicilor că n-au vaccinat anticovid? Da, deci dacă nu. Deci dacă ai comandat flaconul, la început era o pierdere de 25%, acum 40% pierdere acceptată. Deci dacă din 6 persoane nu-ți vin 2, atunci puteai plăti. Acum au zis, hai că nu-ți vin 3, dacă nu-ți vin numai 3 din 6, le plătești pe celălalt. V-aș întreba, doamna Damian, cine plătește pentru milioanele alea de doze de vaccin anticovid, zic bine, pe care statul român le-a luat, da, și care, evident că au expirat, că noi nu suntem, de mult nu mai suntem 20 de milioane, nici 18, nu știu dacă mai suntem, ori numărul pe care l-a luat, deja depășeam suprafața țării și eu cred că acoperam și Bulgaria și pe la alți vecini. Doze care în foarte mare parte au expirat și mi-aduc aminte, pentru că am primit de la telespectatori poză de la un centru de vaccinare unde se spunea că se prelungește valabilitatea acestei doze de către o instituție care n-are nicio legătură și nu are dreptul să facă această prelungire, pentru că nu-i treaba ei, da? Și oamenii s-au dus și au spus, eu mai pot să-mi fac dacă la e expirat? S-a prelungit am primit de la minister niște informări prin care s-a prelungit valabilitatea dozelor. Da. Poate ministerul vă întreb? Nu. Păi probabil că, deci aici nu este, nu cred că suntem numai noi în această situație. În toată lumea a fost această situație și e vorba de producător. Producătorul a spus că se poate merge asta mai. Spunem noi, așa credem noi. Teoretic. Teoretic. Practic nu știm nici ce e acolo, ideea nici ce au făcut. Este că... Dar mie mi se pare incorrect să impuți medicului. De asta v-am spus că noi acum am avut nici așa nu un... din timp. Noi acum am avut un recul un și am comandat, vă spun drept, un pic mai puține decât anul trecut, de frica
Da, păi decât să rămân cu ele, să le plătesc. Nu știm când vin, că dacă am ști când vin, am ști pe câte persoane să contăm. Dar anul trecut au fost foarte mulți care nevenit, până la sfârșitul octombrie, nu știu când au venit, au fost foarte mulți care și-au cumpărat, au renunțat, ne-au tot întrebat, au venit și-au cumpărat. Erau pe lista noastră, dar... Ce dacă se mai faci? Da, corect. Haideți să ne întoarcem la discuția noastră. Cred că n-ar fi rău să vorbim puțin despre cauze. Da, de ce iei gripă, de ce răcești, niște recomandări ar fi bine și evident că nu trecem peste ce trebuie să luăm și automedicația. Da, haideți să ne întoarcem la cauză, deci pentru că ajungem la mânuțe spălate. Orice virus este un virus cu transmitere, toate virusurile au transmitere calea aeriană, da? Deci strănuți, pune mânuța la gură. Exact. Da? Sau batistuță din cervețel. Tușești de asemenea, și nu tușești pe în mâini. Față. Ca și spală-te pe mâini. Să nu pui mânuța, mă refer... Da, în momentul în care... Poate fi la copii, pe dar orice nu neapărat. Suprafață, la oricine, da? Să pe, nu duci pe față. Față. Pentru că atunci se poate contamina. Adică deci, riști ca acea bancă, da? Să fie, da. Cineva să fi strănutat cu 5 minute înainte. Sau cu 5 minute înainte. Nu e obligatoriu să fie colegul tău de bancă. Deci sunt măsurile. Sunt niște măsuri foarte simple pe care noi trebuie să ne luăm indiferent în orice situație. Să spunem că nu poate. A pus mânuța, poate deveni și la noi un reflex dacă s-ar șterge cu niște batistuțe de care, pe care de regulă mămicile le pun. Batistuțe sau soluție din aia care are un pic de alcool. Orice. Și până la urmă și un pic de spirit într-un recipient și se șterge. Okay. Deci, bun. Este deci transmiterea aeriană, da, pe suprafețe, evident, după ce cineva a strănutat. Da, deci astea sunt modalitățile de transmitere. Nu, ziceam de cauze. De exemplu, un organism care nu e atât și de... Sigur că da, nu, aici, atât de bine la aici vorbim... transmiterea este comună. Da. Manifestările clinice și gravitatea simptomelor țin de rezistența fiecare în parte. Da? Deci un organism tarat, un organism cu comorbidități va reacționa mai violent și cu simptome de durată mai lungă. Un organism stai să facem o precizare. A spus comorbidită. S-ar putea în mintea unora să fie aoleu, e ceva grav, adică comorbiditățile, da. O boală da, cronică. Orice care boală nu poate cronică, să fie orice boală gravă. Da, exact. Un diabet echilibrat, o hipertensiune, o cardiopatie, o nu vorbim de bolile pulmonare care oricum sunt la risc, astm, bronșic sau bronhopneumopatia, BPOC-ul. Orice boală cronică poate să scadă un pic imunitatea, da? Bun, să nu ne speriem. Există că și alte boli mult mai grave, mult da? Mai grave, cu scăderea severă a imunității și acolo este indicat în general, adică dacă vorbim de bolile hematologice, majoritatea pacienților vin cu indicația de la hematolog, se va vaccina antigripal. Urgent. Deci există pentru diagnostic pentru... de cancer, pentru că exact. Sunt multe, din păcate. Exact. Există exact. Această recomandare da. A vaccinului antigripal, sigur da? Că da? Sigur că da. Bun. Deci, factori care pot conduce la contactarea bolii, dar și la influențează și evoluția. Evoluția e foarte sunt important. Cele de care spuneați. Pentru că o răceală factorul de risc până la urmă. Pentru că despre o răceală obișnuită, în principiu, piroză obișnuită, ar trebui să treacă și nu are legătură, nu ajunge nimeni la spital de principiu. Dar după o gripă, sau COVID, nu mai vorbim că știe toată lumea, dar chiar la o gripă poate să aibă complicații și poate să ducă la spitalizări destul de îndelungate. Complicațiile gripei pe termen scurt sunt pneumonia, da? Deci un pacient care n-a urmărit simptomele și cu comorbidități, exact așa cum spun, nevaccinat antigripal, poate să ajungă cu o pneumonie mai mult sau mai puțin severe, moderate sau severe în spital până la urmă. Adică cât de mult contează timpul la care intervii?
tu ca părinte sau tu ca aparținător sau pur și simplu tu ca adult. După ce, la gripă e clar că te lovește, cum scria, chiar citeam pe net, era, ca să ține minte probabil, e descris debutul gripei ca și când te-ar lovi trenul, adică starea aia cumva. Dar există în obișnuința noastră, poate și prin alte țări, dar la noi automedicația e o... Asta este problema, nu mai vorbim de indicațiile care ajung să le primi, ajunge să le primiți dumneavoastră de la, dar de ce nu-mi dai, că uite, da? Deci unii pot neglija acest debut, nu când vorbim de o gripă și foarte severă, sau pot fi, nu, să nu neglijeze, dar să ia, nu știu, antibiotic, are febră, exact ce spuneați că nu ai voie să iei, sau orice altă medicație. Bun, eu ce cred că sfatul meu, așa cum a fost și la COVID, și să știți că până la urmă chestia asta cu telemedicina, sub orice formă, că dai un telefon, că așa, este foarte importantă. Deci ai avut o problemă, nu e neapărat nevoie să ajungi la medicul de familie. Dai un telefon și spui ce simptome ai. Și în funcție de asta, noi îi ghidăm. Uite, în 2-3 zile stai și ei. Simptomatice, niște imunostimulatoare, că toate astea ce am luat pe COVID, molechin imuno care conține vitamina D, vitamina C, zinc, cu toate astea sunt valabile pentru orice viroză. Asta au fost niște suplimente ca să ajute organismul să lupte cu COVID-ul, dar ele pot fi luate chiar și pentru gripă, chiar și pentru o răceală obișnuită în perioada asta când imunitatea scade și trecem de la vară la iarnă. Bun, și putem să stăm de vorbă cu ei. Dacă simptomele nu trec și se agravează, nu este bine să rămână acolo, să zacă în pat, las că-mi trece, las că-mi trece. Deci nu vorbim de antibiotic, să se apuce să ia antibiotic, dar trebuie văzuți atunci și ascultați pulmonar și văzut dacă este cazul sau nu să intervenim cu altceva sau dacă e nevoie de internare în spital. Există și tratamentul antiviral, care de asemenea îl putem folosi, dar este bine să-l folosim, știți că pentru gripă este tratament antiviral, tablete se pot da, dar tot așa, la indicația noastră. Deci în afară de simptomatice pe care și le poate lua oricine, nici nu este bine ca un pacient sau un copil. Mai vin părinți cu copii, am venit, care 39 de grade, bun, foarte bine, dar de ce nu scădem întâi febra? De ce luăm copilul și îl ducem și îl punem să facă un efort? Deci întâi îi scădem febra și venim acasă cu el și în ziua respectivă, și dar încercăm să-i scădem febra acasă, pentru că e un efort pentru oricine, că e copil, că e adult, să vii cu 39 de grade nu e plăcut. Bun. Deci ce trebuie să ia ca să scadă febra până ajunge la cabinet? Antipireticele obișnuite, paracetamol și antiinflamatoare de tip ibuprofen. Copiii sunt... au nevoie de o atenție specială, trebuie completat cu ceva astfel încât să nu crească, depinde, febra sau... Depinde, nu. Depinde, se mai întâmplă seara, noaptea, intră părintele în panică. Problema este la ce vârstă ne referim la copii. Pentru că dacă vorbim de copii intrați în colectivitate, asta înseamnă că sunt copii peste 3 anișori care... Să zicem că n-ar avea surpriza să se decompenseze peste noapte, să se întâmple ceva, dacă vorbim de copii mici, dar care nu sunt intrați în colectivitate, și atunci vorbim de, intrăm pe teritoriul pediatrilor și ei știu că copilul trebuie văzut din primele momente ale simptomatologiei pentru ca să nu se ajungă la convulsii în primul rând. Deci stări febrile înalte cu 41 de grade și atunci să nu se ajungă la convulsii. Dar nu cred că intră în panică mămicile, nu trebuie să intre în panică pentru că se scade febra în mod obișnuit cu simptomatice. Nu cred că e prima răceală a mămicilor când pățesc, dar nu vorbim de sugare aici, da? Vorbim de copii care au intrat în colectivitate. N-au de ce să se sperie, n-au de ce să alerge cu copilul decât dacă îl văd că este reactiv. Dacă este, atunci da, atunci trebuie mers, nu aștept să intre medicul de familie dimineață sau după amiază la servici. Atunci, dacă vezi că copilul este reactiv, că febra este mare, că starea generală a copilului este foarte proastă, că este deshidratat, pentru că copiii, ca și oamenii în vârstă, se deshidratează foarte repede și asta este un lucru foarte important. Asta trebuie să știe mămicile, că trebuie să
își hidrateze copiii și nu numai și cei apă? În vârstă. Doi, apă, orice apă, o supă strecurată, ce îi place copilului, o limonadă, ceva. Când deci, ești bolnav, nu prea îți vine așa niște doi adult, litri dar de lichid copii. Pentru că ei se deshidratează foarte repede și ei și oamenii în vârstă. Și simptomele deshidratării sunt foarte violente și deshidratarea îți agravează starea generală. Da. Și atunci, într-adevăr, trebuie mers la spital. Dacă ești deshidratat, mai ales copii. Grijă și la capitolul ăsta că dacă nu este foarte grav, nu are sens să-l ții niște ore, să aștepte că așa se întâmplă, vin foarte mulți, mai grav sau mai puțin grav, se supără că nu-l ia întâi pe, să-i nu ia întâi copilul. Eu n-am vorbit aici numai de copii, am vorbit și de adulți și de cei peste 65 de ani, că și pentru ei este greu să facă un drum cu febră și deci este bine să încercăm să ne scădem febra, să ne simțim un pic mai bine. Să ai în casă ceva și telefonul aproape, da, în cazul exact. În care vezi că nu te descurci și eu cred că sub îndrumarea dumneavoastră a medicilor lucrurile pot fi gestionate fără a ieși afară. Deci odată că trebuie să stea în sală să aștepte și alta răspândirea, pentru că da, atâta vreme cât așa te duci într-un mijloc de transport în comun sau pe stradă și sau la sala cabinet, de așteptare la cabinet, mai sunt persoane, da. Și să dai mai departe. Am făcut această diferență, vedem că e ușor cumva de făcut, nu intrăm în cazurile de COVID, dar în mare parte cam știm despre ce este vorba. Ați spus așa, vreau să mai mergem un pic pe tratament. Niciun caz antibiotic. Antibioticul dați dumneavoastră exact. Dacă atunci considerăm când este că caz. Este necesar. În gripă se dă? Nu. În răceală? Nu. Se dă în caz de dacă gripa sau orice viroză ajunge, dacă ajunge la suprainfecție bacteriană. Care este cu totul și cu totul altceva și este doar dumneavoastră o puteți stabili. Exact, ca este să cu totul altceva. Foarte este clar. Foarte clar. Deci asta înseamnă, deci antibioticul acționează pentru bacterii. Pentru viroze avem antivirale. Sunt două lucruri absolut diferite. Degeaba luăm antibiotic, nu o să scădem, durata bolii, nu facem decât să ne distrugem și flora intestinală, să căpătăm rezistență la antibiotice și nu folosește la nimic în viroză. Ba mai mult ne face rău pe celelalte. Deci nu se dă antibiotic decât dacă noi considerăm că faringita pe care a făcut-o virală poate să facă o angină pultacee pe faringita virală să se suprainfecteze. Atunci da, necesită antibiotic. Pneumopatia interstițială se suprainfectează, apare tusea productivă, secrețiile se schimbă la culoare. E mult prea deci, profund. Nu e profund, deci vreau să spun că nu este, nu, trebuie, nu este la îndemâna unui nu, părinte, nu, a unei persoane neavenite în zona asta, ci asta o stabiliți dumneavoastră. Nu că m-am gândit eu că tu să iei nu știu cum, hai să dau antibiotic. Nu, despre și știți asta cum este cel mai greu? Este când vine și spune, deja i-am dat de 2 zile antibiotic. Pentru că sunt 2 lucruri grave. Unul, să-i dai antibiotic și să-i crești rezistența și al doilea lucru este să nu-i faci o cură pentru că îi faci mai rău. Deci dacă a apucat deja de 2 zile să-i dai antibiotic, trebuie să mergi până la 5 zile. De ce? Dacă pentru ce că dacă nu este și mai mare rezistența, deci dacă faci brusc întreruperea antibioticului, deci trebuie să, nu că să-l întrerup brusc, dar capătă și mai mare rezistență, pentru că nu-i faci tratamentul complet. Ai nu 5 zile, 4 zile, 3-4, trebuie continuat. Deci ne pun câteodată în fața faptului împlinit. Deci nu avem ce face. Da, pentru că nu știu acest lucru. Sau puțin știu acest lucru. Eu cred că mai știu, dar tot nu renunță la chestia asta și au senzația că în momentul în care au plecat de la medicul de familie și vă spun că mi s-a întâmplat și mie cu o rețetă care nu conține antibioticul, nu au fost tratați corect sau nu au fost tratați cu atenție. Vă reproșează acest lucru, da? Da, de neregăsind antibiotic da, pe rețetă. Da, exact, exact. E foarte greu, eu mă bucur că ați făcut emisiunea asta, pentru că cumva trebuie să stopăm chestia asta. Sigur că și farmaciile ar trebui să nu mai elibereze pentru că ei au în casă, pentru dar că... Dar nu eliberează. Eu mai degrabă cred că așa cum au
mai făcut un stoc de, nu știu, de la o măsea, de la ce mai știu eu, la ce da, 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 au făcut și de antibiotic, da, e posibil. Au și se duc, tendința e să te duci către, dacă așa, știu, au auzit, așa li se pare că scapă de febră sau, mă rog, până s-o împământeni ideea asta pentru ce-i bun antibioticul și cum gestionezi problema. A fost foarte problema. Greu și cu COVID-ul. Adică, eu vă spun că și de la COVID am pățit chestia asta. Bun, mi-ai dat. Doar că au circulat atât de multe. Acolo a fost... De fapt, nu foarte multe rețete, dar nu găseai rețete, da, date de medici, probabil, și atunci cel care a avut a mai... Da, au fost niște scheme de tratament. Scheme de tratament, scheme de tratament care, da. Unde nu regăseai antibioticul și cred că asta cumva a mai schimbat. Da, din dar la început a fost foarte greu. Păi atunci cred că nu știau nici medicii de specialitate ce să dea, sincer. Da, 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 da? Corect, și corect. Și atunci omul săracul disperat a încercat orice, da, astfel încât să da scape. Că se mai înghițea, dar n-avem voie să spunem ce, preventiv. Da, da, da. În orice caz, sper să nu mai avem în perioada asta. Poate scăpăm, deși sunt ciudate și testele alea, nu mai comentăm. Dar sper să trecem mai ușor și fără, da, să fie o iarnă mai liniștită. Și începem cu o toamnă mai liniștită. Și dacă, din dacă punct de vedere poate al gripei să fie liniștită. Adică n-ar fi bine să fie o epidemie de gripă. Și de asta spun, dacă cumva se respectă minimele mâine măsuri de prevenție. Nu pui mâna pe exact față, strănuți în chiar batistuță, dacă faci, știți că există teste rapide și de gripă, și există teste rapide de gripă, deci astea se pot face dacă părinții vor, sau părinții sau adulții, adică pot, vor altceva decât teste, da, COVID, da? Există test rapid de gripă, da, care confirmă de obicei că ai gripă sau nu. Exact, de obicei în spital, când au fost suspiciuni, nu știau să pună diagnosticul între gripă și făceau și gripă și COVID. Testele astea le găsești în farmacie? Există și în farmacie. Nu că aș avea și... o reținere față de spital, dar știți că această perioadă de pandemie a creat o mare reținere vis-a-vis de a ajunge pacientul la spital de teama diagnosticului de COVID și a intubării și lista poate continua. Da, și întrebam dacă există, pentru că părintele poate să ducă să-și ia acest Eu ce pot test, să vă spun este adult. Că într-adevăr abordarea s-a schimbat și eu aș zice că să nu le mai fie frică, deci dacă se întâmplă cumva ca cineva să facă COVID și medicul de familie îi spune că necesită evaluare, atunci să meargă la evaluare nu înseamnă că se internează. Acum la noi în Ploiești, spre exemplu, face spitalul Movila. Evaluarea înseamnă că sunt văzuți, sunt cu radiografia pulmonară făcută, cu analize făcute și li se dă tratament antiviral. E foarte important lucrul ăsta. Fără internare. Deci, clar, nu există, sau n-ar trebui să mai existe această temere, nu? Nu. Că oricum, vor fi nici înainte, nu cred că te interna nimeni cu forța, deci puteai să semnezi. Dar erau formele alea grave care nu... Da, eu... Dați-mi voie să m-am un pic de... Nu afirm că a internat forțat, dar am avut un episod când o doamnă în vârstă cu un copil care avea niște probleme de sănătate dobândite de la naștere, da, și care permanent trebuia să stea lângă mama lui. Și aici pot să aduc martori, pentru că am încercat să ajut cumva acea doamnă să rămână lângă copil. S-au făcut teste, a ieșit în prima serie copilul pozitiv, ea negativă, s-a mai făcut unul, a ieșit invers. Da? El negativ, mama pozitivă. Da? Și cu toate astea, decizia a fost, chemăm salvarea și ducem la ducem pe unul dintre ei. Da? Aleator, nu știu, nu-mi dau seama cum. Și a fost o întreagă poveste urâtă, vă rog să mă credeți. Da? Urâtă pentru că acel copil, odată, copil, are în jur de 20 de ani, dar țipa, urla... Pentru că a fost despărțit de mamă, pentru exact, că nu era obișnuit. Deci nu era nimic concludent, nici pentru unul, nici pentru altul, de aceea am zis că am rezerve și poate și de asta oamenii s-au mai speriat, așa că dacă ajung la spital, automat vor ajunge să fie și internați. Da. Deci, cel puțin acum... Nu au decât această, adică recomandarea este să meargă
la spital, la Movila, unde li se... Li se face evaluarea. Sigur că dacă se găsește o pneumonie COVID tipică, gravă, li se recomandă internarea, nu internează nimeni cu forța, dar în principiu, dacă te duci din pripă, nu ți găsește și atunci există tratamentul antiviral. Da, și da. E mult mai simplu. Ok, am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumesc, doamna doctor, că ați fost și de această dată alături de noi. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți cu Ploiește TV. La revedere!